Bună seara și bun găsit la o nouă emisiune Actualitatea Mara Media. Vă invit să urmărim pentru început pe scurt despre ce vom discuta în această seară. Subiectele zilei din Maramureș la Actualitatea Mara Media. De aici știi care sunt știrile din Maramureș. S-au anunțat măsuri pentru înlăturarea inechităților salariale pentru aproximativ 650.000 de angajați din sistemul bugetar. Sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate și educație va fi restructurat începând cu luna august a acestui an. Ziua eroilor a fost marcată astăzi și în Baia Mare printr-o festivitate. În semn de recunoștință pentru eroi, la statuia ostașului român din municipiu a fost oficiată o slujbă religioasă și au fost depuse coroane și gerbe. S-au anunțat măsuri pentru înlăturarea inechităților salariale pentru aproximativ 650.000 de angajați din sistemul bugetar. Sistemul de salarizare pentru personalul bugetar din sănătate și educație va fi restructurat începând cu luna august a acestui an. Guvernul a adoptat ieri o ordonanță de urgență care modifică și completează ordonanța numărul 57 din 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016 în scopul de a îndrepta erorile făcute în ultimii 5 ani în salarizarea sistemului bugetar. Actul normativ este rezultatul consultărilor în cadrul mai multor întâlniri cu reprezentanți ai tuturor familiilor ocupaționale. Cheltuiala bugetară pe care o presupune aplicarea noilor măsuri în 2016 este estimată la 873 de milioane de lei, iar pentru 2017 la 2,6 miliarde de lei. Modificările introduse prin actul normativ adoptat ieri de guvern au în vedere, în principal, reducerea disfuncționalităților de încadrare în sistemul public prin eliminarea inechităților de salarizare pentru funcții egale și muncă egală în cadrul aceleași unități. Acest lucru se va face prin aducerea salariilor la nivelul maxim aflat în plată, la nivelul instituției publice, autorității publice, unității pentru toate familiile ocupaționale, în limita alocărilor bugetare. Un alt aspect mai are în vedere restructurarea completă a sistemului de salarizare din sănătate începând cu luna august 2016 prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor în vederea eliminării inechităților existente. Se mai are în vedere restructurarea completă a sistemului de salarizare pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ începând cu luna august 2016 prin stabilirea unei grile de salarizare cu valori nominale ale salariilor tot în vederea eliminării inechităților existente. De exemplu, pentru un profesor cu studii superioare de lungă durată, grad didactic 1, vechime între 1 și 6 ani, salariul de bază va fi între 1896 și 2361 de lei, iar pentru un profesor debutant, salariul va fi între 1700 și 2117 lei. Pentru un profesor universitar cu vechime în învățământ între 6 și 10 ani, salariul de bază va fi între 2.991 și 3.465 de lei, iar el va crește gradual în funcție de vechime, ajungând, în cazul persoanelor cu peste 40 de ani de vechime, la 6.935 de lei. Se mai are în vedere introducerea unui sistem de premiere bazat pe condiții de reformă și criterii de performanță pentru personalul din sistemul de sănătate, începând cu luna ianuarie 2017 și pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, începând cu luna ianuarie 2018. Astfel, ordonatorii de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget, în condițiile îndeplinirii condițiilor de reformă și a criteriilor de performanță. Despre acest subiect discutăm în această seară cu președintele Cartel Alfa Maramureș, domnul Florin Hosu. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Am văzut nu de puține ori sindicate nemulțumite de noua ordonanță privind salarizarea bugetarilor și totodată am văzut ieri câteva măsuri anunțate de Guvernul României cu privire la aceste inechități care se doresc a fi înlăturate. Pentru început vreau să vă întreb care este poziția Cartel Alfa vis-a-vis de cele anunțate ieri de Guvernul României. Până la urmă, confederațiile sindicale sub o formă sau alta din punctul meu de vedere au cam fost puse în fața faptului împlinit. Cartel Alfa susține această ordonanță până la urmă, zicem noi, dar am avut câteva observații, respectiv domnul președinte Bogdan Iuliu Hosu,
a avut câteva observații asupra acestor, acestei ordonanțe care ar trebui să se rezolve pentru că sunt inechități, așa cum ați zis și dumneavoastră, cam pe vreo 5 domenii de activitate. Și am putea să le dezvoltăm un pic. Putem începe cu domeniul sănătății, sănătatea, cu toate că mulți bugetari pe undeva, sau guvernul a încercat să ne pună cap în cap pe domenii de activitate și sănătatea, vai de mine, cât a câștigat. Nu este adevărat, datorită faptului că, de exemplu, personalul din DSP, funcționarii, cât și funcționarii publici, cât și personalul contractual nu au fost așezați în anexa care face corecturile salariale. Introducerea personalului TESA ca și pe anexa 1 al ordonanței de guvern nu a fost făcută, cartela alfa solicită. Pentru sectorul anatomie patologică noi am solicitat dublarea tarifelor din anexă pentru că se știe activitatea lor și cu ce se ocupă. Există clase acordate farmaciștilor pentru aceeași funcție comparată cu medicii și este mult prea redusă, ajungând un farmacist cu studii superioare să fie la salar valoric cu un asistent medical. Sporul de conducere la medicii șefi sau asistenții șefi a crescut cu 10%, noi am solicitat 25%, având în vedere că au atribuții suplimentare permanente în activitatea față de funcția lor de bază de pe fișa postului. Acestea sunt câteva lucruri. Aș mai putea completa că și în cadrul direcției copilului există personal medical, asistenți medicali, care ar trebui automat să intre pe aceste anexe a noii ordonanțe a salarizării unitare. Pe domeniul învățământului, și aici fac referire la ceea ce reprezentăm, cel puțin în Maramureș, profesorii universitari, și vreau să subliniez faptul că domnul președinte Lucian Butnar a participat alături de colegii săi din cealaltă confederație sindicală al CSDR la București la manifestarea care a fost, deci Federația Alma Mater a fost participantă alături de colegilor la București în acele manifestări, în care cartela alfa solicită ca funcțiile de profesor universitar să fie pe o grilă cu minim și maxim și nu să rămână la aprecierea rectoratului ce salar va avea, pentru că putem avea discuții multe pe această linie. Gradația de merit dată și personalului auxiliar să nu se facă diferență, așa cum și în sănătate nu se acordă prin această ordonanță măriri salariale personalului TESA. Funcțiile trebuie cuprins tot personalul nedidactic în grila nouă. Dacă avem o salarizare unitară, trebuie să acopere toți salariații pe această scară. La transport avem o problemă, autoritatea feroviară, noi am dorit să fie scoasă din anexa de funcții publice și să îi lase la liber, se eliberează și bugetul și ei s-ar descurca. Mai există discuții pe ordinea publică și apărare. În această ordonanță cresc unele salarii la polițiști, dar cu aplicare în 2 ani, cu 1 august 2016 și 1 august 2017. Cartela alfa solicită creșterea negraduală, deci la 1 august 2016 traga creștere. Există și am venit și cu propuneri de sustenabilitate al acestor valori. Să vedem cum va reacționa guvernul. Totodată noi solicităm ca să nu înghețe indemnizația pentru locuință. Dacă înghețăm indemnizația pentru locuință la polițiști, ei în câțiva ani de zile se vor putea folosi foarte puțin de ea, pentru că pe piață prețurile cresc și atunci dacă înghețăm această indemnizație va fi la un moment dat derizorie, așa cum, din punctul meu de vedere, este derizorie și indemnizația persoanelor cu handicap și ne folosim de mărirea acestei indemnizații doar în perioadele electorale.
Totodată, în domeniul penitenciar, să se facă uniformizarea pe grade militare. Anul trecut au fost creșteri salariale, unii au primit 10%, alții 25% și am dorit ca să se uniformizeze și toată lumea să aibă pe grade militare acelea salarii. Pentru acest lucru este salarizare unitară, iar pe domeniul autorități și mediu, grilele speciale separate să fie. Sunt câteva puncte pe care le-am transmis guvernului. Acum, bineînțeles, este la cald, încă de-abia s-a elaborat noua ordonanță care de fapt modifică o altă ordonanță care de fapt a modificat legea. Cert este că acest guvern nu știm dacă va mai opera ceva la ordonanță, doar știm că noi sindicatele vom ieși în stradă în continuare. Este o normalitate ca sindicatele să fie nemulțumite și până la urmă nu sindicatele. Când vorbim de sindicate, nu discutăm despre Florin Hosu sau altă persoană lider de sindicat, discutăm despre membrii pe care îi reprezentăm. Noi am venit și cu propunere de modificare de text în ordonanță, să vedem dacă vom fi luați în seamă. Aceste lucruri am vrut să atragem atenția cu ele. Vreau să vă spun că am deja informații că Federația din Administrația Publică condusă de domnul Suciu a solicitat deja întâlnirea biroului executiv și să stabilească acțiuni de protest datorită faptului că nici propunerile venite pe administrație publică nu au fost aplicate, au fost discutate la guvern, dar nu au fost aplicate, astfel că sunt îndreptățiți ca să iasă în stradă și să vedem cum se va rezolva și această problemă. Vom fi atenți la mișcările sindicale pentru că, în continuare, anul 2016 nu și-a încheiat perioada electorală, cu toate că unii își fac socotel că au saci în căruță, urmează o toamnă destul de fierbinte și o iarnă fierbinte, astfel că vom încerca să ieșim și să atragem atenția acolo unde mai trebuie făcute corecții. Această ordonanță, zic eu, este, și mă repet, este un folt pe un sac. Practic, legea 284 ar fi trebuit să fie aplicată, chiar dacă eșalonam aplicarea ei pe mai mulți ani de zile. A venit tot timpul cu corecții, nu vom reuși să îi includem pe toți în această corecție și atunci, evident, că nu vor lipsi, poate și dorit de guvernanți, nu vor lipsi atacuri pe criterii, pe domenii de activitate, sănătate, asistență socială, învățământ și așa mai departe. Eu zic că nu este normal ca să ne uităm, să zicem, urât de la un sector la altul. Trebuie să fim solitari și să ieșim împreună și să atragem atenția guvernului că salarizare unitară înseamnă salarizare unitară. Și mă repet, un asistent medical, indiferent că este în spital, în direcția copilului, într-o creșă sau în altă instituție care are nevoie de asistență medicală, să aibă același salariu. Dacă vom continua tot așa cu creșteri salariale doar pe procente și așa mai departe, nu este o soluție. Prin modificarea și completarea acestei ordonanțe de urgență, considerați că ați mai făcut un pas înainte în ceea ce privește negocierile și discuțiile cu cei de la guvern? Sunt mulțumitoare aceste procente? Categorii nu sunt mulțumitoare. Dacă îmi spune în ziua de astăzi un lider de sindicat ar spune că este mulțumit pentru ceea ce s-a obținut, ar trebui să-și dea demisia. Nu suntem mulțumiți deloc, dar trebuie să ne uităm atent și la situația economică a României și practic ar trebui să fim un pic cu presiune și pe perspectivele, pe ceea ce are de gând guvernul economic să facă. Se tot promit locuri de muncă, dar din păcate auzim doar de disponibilizări. Și în sectorul bugetar, disponibilizarea nu este o rezolvare a problemelor. Disponibilizările nu fac decât să facă o presiune mai mare pe bugetul statului. Concret, cum este legislația din România în domeniul muncii în raport cu, nu știu, cu nevoile unui angajat? Legislația din România este ca și stuful în delta. Adică se îndoaie la orice vânt.
Din păcate, încă guvernanții români se comportă ca și, cum să zic, niște iobagi în fața puterii europene. Ar trebui să avem mai mult curaj și mai multă mândrie și să avem mai mult naționalism. Naționalism pozitiv, bineînțeles. Ar trebui să ținem cont de semenii noștri și să nu mai fim lăsați să călcați în picioare de tot felul de investitori și tot felul de investiții care să ducă bugetul, bani din bugetul statului dincolo în alte țări. Ar trebui să fim mai verticali. Până la urmă și România greșește, având în vedere că sunt o serie de ratificări din Uniunea Europeană, o lege pe dreptul muncii care nu le-am mai făcut. Noi de vreo 15 ani nu am mai ratificat. Suntem în urmă cu vreo 25 de ratificări pe piața muncii europene. Astfel că nici Comisia Economică Socială nu funcționează, avem foarte multe delegări în sensul acesta. În ideea aceasta, președintele Bogdan Iuliu Hosu a făcut o adresă astăzi și a anunțat-o domnului ministru Pâzlaru, având în vedere că s-a încheiat discuția pe ordonanța care încearcă să reglementeze salariile în instituțiile publice. Tot așa, guvernul de tehnocrat s-a angajat să mai rezolve unele probleme. Și trebuie să amintim aici de intenția fostului guvern ca în 2014 veneau cu o propunere de fuzionare dintre Inspecția Muncii și Asistența Socială. Practic se dorea să se facă un ghiveci. Inspecția Teritorială a Muncii, Inspecția Muncii în România ar trebui să fie clar și definitiv autoritară și să nu fie amestecată cu nimeni. Inspectorii să-și facă treaba și prin acest lucru, nu că dânsii nu își execută atribuțiile de servici, dar din păcate legislativ nu îi ajutăm foarte mult. Vă refer și pot să dau un exemplu aici. Sunt foarte multe contracte încheiate la gri, lucruri care nu fac bine bugetului statului român, astfel că un angajator care este prins cu muncitor la negru ar trebui să plătească toate contribuțiile acelui muncitor de la data ultimului contract înregistrat în Revisal până la momentul când a fost găsit muncind la negru. Dacă nu vom avea legi foarte, foarte dure în muncă, nu vom reuși să atragem bani la bugetul statului. Sunt foarte mulți patroni cu 5-6 angajați care doresc prea repede să câștige bani și nu întotdeauna îi câștigă legal. Munca la gri este cea mai păcătoasă muncă în ziua de astăzi. Tinerii noștri preferă un salar cash în mână mai mare, dar contractul de muncă este part-time și nici măcar 4 ore, ci 2 ore. Vreau să le spun, comunic acelor tineri care acceptă așa ceva, nu neapărat să se gândească la o pensie, trebuie să se gândească și la faptul că ar putea avea un accident, iar pensia pentru care ar lua bani ar fi după cât este contractul, deci după 2 ore de muncă, lucruri care nu cred că ar fi convenabile în activitatea sa de pensionar pe o perioadă de. Câte dintre măsurile prezentate de dumneavoastră, în general de cartel Alfa, au fost luate în considerare de guvernul actual al României? Până la urmă, toate propunerile, nu numai al cartelului Alfa, sunt luate în discuție. Spuneam clar, cei din administrația publică au venit cu foarte multe propuneri și foarte bune, dar mai puțin guvernul are curajul să vină să spună nu avem posibilitate, nu avem bani. Și atunci găsim tot felul de idei năstrusnice care să motiveze faptul că nu-și merită salariile. Salariile solicitate de către noi, de către sindicate, sunt foarte bine motivate, doar că nu reușim, așa cum zic, să atragem sursa financiară, sustenabilitatea acestor drepturi. În continuare, suntem foarte atenți la creșterea salariului minim pe economie, care normal ar trebui să fie cam la
1400-1450, iar până în 2020 să ajungem la 2100. Ar trebui să ne așezăm acum cu guvernul la masă și să eșalonăm pe 4 ani de zile, să vedem și ce înseamnă coșul zilnic și să ne raportăm la adevărata valoare a coșului zilnic. Sunt foarte multe discuții care se vor derula în continuare, dar, din păcate, zic eu, acest guvern nu o să-și asume foarte mult, că mai au foarte mult de din execuție. Cum comentați o parte din comunicatul guvernului în care zicea că acest guvern modifică și completează ordonanța de urgență 57 pe 2015 în scopul de a îndrepta erorile făcute în ultimii 5 ani în salarizarea sistemului bugetar? Au îndreptat unele erori și au creat alte erori. Pentru că dacă faci doar corecții și nu aplici o lege curată, atunci niciodată nu o să reușești să mulțumești și atunci se creează acele disensiuni și discuții între sectoarele de activitate pe sistemul public. Este interesant, au lucrat destul de mult, zic eu, nu s-au luat după legea care vreau să modifice cei care au guvernat înainte, guvernarea PSD, și s-a trecut la această ordonanță, practic e o chestie de avarie care au făcut-o din punctul meu de vedere și o să se dovedească în viitor, nu a făcut decât să poate să strice. Deci practic s-a făcut un pas în înlăturarea acestor inechități salariale. S-a încercat să se facă un pas, unii sunt mulțumiți, alții nu. Noi trebuie să încercăm, acum vedeți dumneavoastră, să încercăm să facem pace. Este foarte greu pentru că salariatul își face calculul cu familia și vede că banii nu ajung. Probleme salariale sunt și pe plan local. Vă propun să trecem puțin și la câteva societăți de pe plan local și m-aș referi în principiu la societatea Urbis, pentru că am văzut în ultima perioadă mai mulți angajați nemulțumiți de salariile primite. Vreau să vă întreb care este în prezent situația la Urbis, asta după ce am văzut că și societatea a dat primăria în judecată pentru recuperarea este unor drepturi bănești. Este o situație foarte interesantă la societatea Urbis. Cu toate că, din punctul meu de vedere, acolo acum ar trebui să existe oarecare liniște, având în vedere că prin intervenția primăriei și Consiliului Local și în primul rând al domnului viceprimar Ludeșer, Ștefan Ludeșer, cât de cât s-au așezat lucrurile. Mie, în schimb, nu-mi place atitudinea domnului director Popioan, pentru că atâta timp cât am fost lângă domnia sa, pentru că era normal să susținem sindicatele și eu mă refer la sindicatul Sindurb, dar tot așa l-au susținut și celălalt sindicat unde este implicat domnul Cicio Gavril. Am fost aproape de dânsul pentru că era motivat, foarte motivat, pe sumele de bani solicitate către primărie. Astăzi am participat la o ședință al biroului sindicatului Sindurb și am primit unele informații cum că pe domnul director Popian l-a deranjat o declarație de presă pe care mi-o spune că am dat-o eu. Acum, cei din presă, în general din Maramureș, mă cunosc, îmi asum toate declarațiile de presă și nici măcar nu sunt subordonat domnului Pop ca să-mi tremur. Nu am dat o astfel de declarație, dau astăzi o declarație că dacă domnul Pop, dacă se va adeveri ceea ce mi s-a comunicat astăzi în ședință și există cumva presiuni asupra unor membri de sindicat să se retragă din sindicatul Sindur, acolo automat nu voi tolera și va urma o plângere penală, s-ar putea să existe oameni care să dea declarații în acest sens și nu ne jucăm, nu ne jucăm cu astfel de lucruri. Directorii înaintea domnului Pop au încercat tot așa, ba mai mult au desfăcut contracte de muncă unor lideri de sindicat, ei au fost reangajați, văd că nu se învață minte nimeni. Liderii de sindicat, biroul executiv este protejat de lege și nu se poate desfința un sindicat, mai ales că sindicatul Sindurb are noi 15 membri de sindicat care nu provin din această societate. Oricât ar încerca cineva să treacă sub limita de 15 membri
pentru că după aia trebuie să dizolv sindicatul, nu se va reuși. Vom fi foarte atenți la ceea ce se întâmplă. Nu mi se pare o chestie fair play din partea domnului director, mai ales că este militar de carieră. Eu am fost deschis față de dânsul, întotdeauna am fost corect. Dacă se confirmă că presiunile sunt făcute din partea domniei sale, nu ameninți, fac doar ce trebuie făcut, noi mergem pe calea legală. Nu mi se pare normal, sunt niște lucruri care le vom dezvolta într-o altă discuție, sunt mai multe lucruri de discutat, dar eu îi propun domnului director să fie atent la conducerea unității, nu ne interesează, nu ne implicăm în conducerea unității, îl sprijinim întotdeauna când are nevoie de noi, dar nu mi-aș dori să facem un dialog social pe activitatea din spatele domniei sale. Ați vorbit cu dânsul despre aspectele semnalate? Nu am vorbit, eu nu sunt subordonatul domnului Pop. Sunteți un reprezentant al sindicaliștilor. Eu discut cu domnul Zete Sorin, care este președinte. Am discutat cu biroul sindical astăzi, care biroul este format din salariați din toate sectoarele, toate compartimentele de activitate. Vom face o adresă domnului director și ne vom întâlni, bineînțeles, că așa este normal să ne întâlnim. Da, eu îi solicit domnului Pop să fie bărbat. Am văzut că societatea Orbis a acționat în instanță primăria pentru a-și recupera o datorie de peste 1,4 milioane de lei. Da, eu mă bucur. Sunt bani pe care Orbisul trebuie să-i primească față de alte societăți care și-au retras aceste chemări în instanță. Apreciez faptul că domnul Pop nu renunță la instanță. Până la urmă am fost prezent în Consiliul Local, am fost prezent în Consiliul de Administrație și chiar s-a cerut, chiar și la dialogul social, avem și dovezi în acest sens, că chiar primăria, prin doamna director Pop, a solicitat ca în instanță să se rezolve această problemă. Am spus-o de atunci și o spun și acum, practic o tergiversare al problemelor, banii vor trebui dați pentru că sunt facturi care au fost eliberate și așteptăm decizia instanței să spună cuvântul în acest sens. Aș vrea să vă întreb și despre relația cu cei de la DGSPC Maramureș. Au existat discuții și acolo în ultima perioadă. Primul lucru care o să-l facem, și aici fac referire la Sindicatul Salariaților din Direcția Copilului, echipa care lucrează împreună cu mine, vom aștepta să se așeze lucrurile în Consiliul Județean, vedem cine va fi președinte și vom solicita acordarea drepturilor salariale câștigate în instanță de către cei care lucrează în centre, în case și în centre. Nu există niciun motiv pentru a nu se acorda ultima tranșă anul acesta. Ba, dimpotrivă, există ordonanța 83 care spune că se pot acorda drepturile mai repede de 31 decembrie 2016. Sper ca noi consilieri județeni să sprijine și să aprobe în buget sumele necesare, mai ales că din informațiile și din sondajele care au apărut domnul politician, lider de sindicat, Ciocan, a avut procese câștigate prin Sanitas, drepturi asupra acestor membri de sindicat și ar fi culme acum să nu ne susțină să voteze. Acum este interesant să vedem, este un politic, este lider de sindicat și nu cred, cel puțin acolo va trebui să avem un vot. Restul depinde, dar nu vom lăsa aceste... Nu, eu asta e ambiție de-a mea, poate și personală, ca salariații din centre și case să-și primească banii, pentru că asistenții maternali și-au primit. Nu văd de ce și acești salariați din centre și case să nu își primească salariile. Aici nu depinde neapărat de doamna director, depinde de Consiliul Județean, depinde de noul președinte. Vechiul președinte s-a ținut în parte de cuvânt, adică a acordat pentru asistenții maternale drepturile salariale câștigate în instanță. Sumele nu sunt mari care au mai rămas, așa că nu văd care ar fi motivul pentru care să nu se acorde printr-o rectificare bugetară acești bani. Adică luați în considerare un suport din partea noilor consilieri județeni, unul mai considerabil decât cel anterior? Întotdeauna o nouă echipă, indiferent că e echipă sindicală, echipă politică, vine cu un elan la început. Sunt convins că toți cei care sunt consilieri județeni vor judeca corect lucrurile. Până la urmă, suntem în fața unei
hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, mai devreme sau mai târziu banii trebuie dați. Pe mine mă deranjează faptul că ni se aduc motivat tot felul de motivații pe lângă lege. Noi avem legea care spune clar că acești bani trebuie dați, nu se pot da, trebuie dați până la 31 decembrie. Repet, sumele nu sunt mari și nu aș vrea din acest punct de vedere, care este foarte clar și limpede, să găsim un motiv de a ieși iarăși în stradă și alte chestii de genul acesta. Înțelegerea o avem din partea direcției, doresc doar ca să se liniștească lucrurile la Consiliul Județean. Nu vreau să știu ce urmează, ce interese vor fi pe direcția mea. Direcția Copilului este unitatea cu cei mai mulți bani din partea Consiliului Județean. Deci nu vreau să intrăm iarăși pe interese și pe discuții. Doresc ca consilierii județeni să fie foarte onești și corecți, să o pornească bine de la început și până la urmă noi sindicatele nu avem niciun motiv să îi vorbim de rău, doar noi îi rugăm să ne sprijine. O să stăm de vorbă cu ei, o să le dăm adrese prin care să informăm despre situațiile de la Direcția Copilului pe acest subiect și de ce nu și pe alte subiecte la Direcția Copilului, evaluările centrelor și așa mai departe. Există niște elemente, câteva elemente care trebuie foarte bine discutate, mai ales acum la început, cu noul președinte al Consiliului Județean. Colaborarea cu președintele Consiliului Județean Zanfirciceu, cum a fost în acest mandat? Așa și așa. Eu am avut o întâlnire cu domnul Zanfirciceu pe ultima perioadă de mandat. Chiar mi-am cerut scuze că nu întotdeauna a fost o persoană elegantă și îmi cer scuze față de toată lumea, dar nu am ce să fac. Sunt un lider de sindicat care încerc cât mă lasă, cât mi se permite să reprezint salariații. Poate că deranjează, poate că am și eu o vechime în această mișcare sindicală și nervii mi sunt mai slabi. Pentru acest lucru mi-am cerut scuze domnului președinte. Știu cât este de importantă o funcție de președinte al Consiliului Județean, de primar, că aici fac referire și la cei care îi plătesc pe asistenții personali și aici iarăși vom avea mai departe un război în ghilimele, pentru că nu doresc să înțeleagă, ați văzut pe perioada de campanie electorală, nu am dat niciun nume de primar, nu am vrut să stric, să mă implic electoral. Dar bineînțeles că din acest moment o să dau și nume, acolo unde primarii uită că asistenții personali sunt oameni salariați cu drepturi care trebuie respectate prin lege. Nu noi facem legile, legile le fac alții, noi doar suntem cei care le solicităm aplicarea lor. Vă mulțumesc mult pentru prezența în această seară în emisiune și așteptăm să ne spuneți cum veți colabora cu noi primar, pentru că am văzut în urma rezultatelor că au apărut în unele localități câteva surprize și alți primari cu state vechi în funcții și-au pierdut mandatele. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Clinica Oftalmologică Vitreum din Satu Mare vă întâmpină cu tehnologii de ultimă generație și personal specializat pe chirurgia vitreoretiniană, desipir de retină, retinopatie diabetică, chirurgie refractivă cu laser excimer pentru reducerea dioptriilor, operații de glaucom prin endoscopie laser. Ne găsiți în Satu Mare, strada Odiendre 11, la telefon 0740-231-559, pe pagina de Facebook Vitreum sau pe vitreum.ro. Să ne vedem cu bine! Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu vă așteaptă cu servicii complete de medicină dentară și ca noutate pentru sighetul marmației cu computer tomograf dentar. Diagnosticăm afecțiuni ale sinusurilor maxilare și ale articulației temporomandibulare, implantologie, ortodonție, chirurgie dentară, radiologie dentară, protetică dentară, pedodonție și estetică dentară sunt doar câteva dintre serviciile prestate de noi în cele mai bune condiții și de igienă
Retină la standarde europene. Strada Gheorghe Lazar, numărul 32, la intrarea către Grădina Mori. Deschis de luni până vineri între orele 8 și 20, iar pentru urgențe stomatologice non-stop. Programări la telefon 0755 052 950. Clinica de stomatologie Dr. Retnic Radu, pentru un zâmbet sănătos. Blahotrapez, modern, rezistent, durabil. Produsele Blahotrapez sunt îmbinarea dintre calitatea nemțească, experiența poloneză și sufletul românesc. Noi folosim doar oțelul celor mai buni. ThyssenKrupp, Marcegalia, US Steel Košice, ArcelorMittal și Tata Steel. Angajamentul nostru este de a construi acoperișuri pentru mai multe generații. Blahotrapez. Ai nevoie de covoare și decorațiuni? Soluția ai spus-o chiar tu, Deco! De un an în orașul tău, cel mai mare showroom te așteaptă cu o gamă variată de covoare, perdele, galerii, lenjerii de pat, decorațiuni, perne, plapume, articole pentru bucătărie și multe altele. Și asta nu e tot! Cumpără de 100 de lei și primești brelocul care îți asigură o reducere de 10% la orice cumpărături. Unde? Cartierul Big vis-a-vis de blocul Dallas. Deco, magazinul de covoare și decorațiuni. În fiecare anotimp, zi de zi, magazinul Nova este la dispoziția dumneavoastră. Vizitează-ne și beneficiază de promoțiile și reducerile de sezon. Cele mai mici prețuri din oraș le găsești numai la magazinele Nova. Vopsea lavabilă Practic, 15 litri, 25 de kilograme, doar 45 lei. Vopsea lavabilă EcoVice, 15 litri, 25 de kilograme, la numai 56 lei. Vopsea lavabilă Kyober EcoPlast, 15 litri, 25 de kilograme la prețul special de 78 lei. Pentru gospodine, mașină de gătit tip aragaz cu 4 arzătoare și cuptor la numai 584 lei. Balsam de rufe, 2 litri, la doar 11,9 lei. Mop bumbac, 200 grame, începând de la 1,8 lei și mătură cu fir sintetic la numai 2,90 lei. De asemenea, vă oferim o gamă largă de covoare traversă și covoare pe suport cauciucat pentru ca în cel mai scurt timp și cu bani cât mai puțin să-ți faci casa frumoasă, curată și primitoare. Pentru firme și meseriași acordăm condiții speciale prin livrările depozitului nostru din strada Zimbrului, numărul 92. Telefon 0728 603 464. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ziua Eroilor a fost marcată astăzi și în Baia Mare printr-o festivitate de comemorare a eroilor, în semn de cinstire și recunoștință la statuia ostașului român din municipiu. A fost oficiată o slujbă religioasă și au fost depuse coroane și gerbe. Cum s-a desfășurat ceremonia, vă invit să urmăriți în materialul care urmează. Și dorit viață lumii tale în sus, Doamne,
odihnește sufletele fericiților într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și închisori, pentru apărarea credinței patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Odihnește și bine-i cuvântă moștenirea ta, biruință drept credincioșilor, asupra potrivnicului dăruiește și cu crucea ta păsește pe poporul tău. Mântuiește, Doamne, poporul tău. Domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar interimar, preasfințiile voastre, onorată asistență. Astăzi, 9 iunie 2016, în ziua înălțării Domnului nostru Iisus Hristos, cu gânduri curate venim să plecăm genunchii la monumentul eroilor, să ne încălzim inimile la focul iubirii lor de țară, să învățăm de la ei conștiința de a ne îndeplini datoria. Pământul țării noastre este amestecat cu sângele eroilor neamului. Din acest pământ suntem plămădiți și noi și astăzi țara trăiește în noi, rodește prin noi și îi plânge alături de noi. Suntem datori să cinstim cu evlavie memoria celor căzuți pe câmpurile de luptă pentru eternitatea României, eroii care astăzi odihnesc somnul de veci în gliastră bună, în pământuri străine, sub lespezi de piatră sau fără mormânt și cruce la căpătâi. Se cuvine să învățăm cu toții să prețuim și să le respectăm jertfa. Nu pot să nu îi amintesc pe cei care au munit închisorile comuniste pentru apărarea și întărirea credinței, pe cei care s-au jertfit pentru libertate în decembrie 1989, pe bravii noștri eroi militari care, deși departe de pământul strămoșesc, au dat jertfa lor supremă pentru o lume mai bună și lipsită de pericolele terorismului și totalitarismului. Milioane de eroi stau deci zidiți la temelia României. Deși sunt morți, ei trăiesc în amintirea noastră, iar faptele lor de vitejie sunt pururea vii și pilduitoare pentru fiecare dintre noi. Aceste milioane de tineri care s-au jertfit pe tot parcursul zbuciumatei noastre istorii n-au murit pentru că li s-au sfârșit zilele, ci au murit în plină tinerețe, atunci când dragostea lor de viață era mai puternică. Au murit apărând vetrele părintești, mormintele celor dragi, patria și neamul. Au murit pentru idealurile României și românismului. Au murit pentru noi, iar astfel devenim răspunzători pentru sacrificiul lor, pentru sângele lor, pentru viața și pentru tinerețea lor. Datorită jertfelor lor, împărtășim cu ei bucuria de a fi liberi și stăpâni în țara noastră. Vom binde cinstirea eroilor, dar pe câți dintre conaționalii noștri îi interesează în realitate așa ceva? Uităm prea ușor că dacă unui popor îi slăbește puterea de a iubi și a de respecta valorile, el se află în declin, viața lui se macină, când își uită credința strămoșească și istoria, iar atunci patria se stinge. Cerul țării pare ce e drept același, părând pământul la fel de roditor. Așezările omenești rămân la locurile lor, încremenite între veacuri, dar sufletul neamului parcă se spulberă. Fără acesta, amintirile sfinte se șterg, peste tradițiile multiseculare se așterne uitarea, iar sub ochii noștri nu rămâne decât cadavrul unui popor alături de mormântul unei patrii. Astăzi este sărbătoare. O sărbătoare în care ne cinstim eroii nației și care se bazează pe elemente simple, dar cu o vibrație deosebită. Imnul național, imnul eroilor, tricolorul românesc, armata română și crucea sfântă a neamului românesc, valori care trebuie respectate tot timpul de fiecare dintre noi. Nu pot să închei fără să vă reamintesc prețioasele cuvinte ale lui Nicolae Iorga. În trecutul nostru mulți au suferit. Dacă noi suntem ceva, noi suntem ceva numai prin suferința lor. Toate puterile noastre nu sunt altceva decât jertfa lor strânsă la oaltă și prefăcută în energie. Neamul devine etern prin cultul eroilor. Iertați-ne, voi care ați făcut această țară, pe noi care nu putem fi ca voi. Mă rog ca eroii noștri să aibă parte de odihna bine meritată,
să le fie țărâna ușoară și amintirea veșnică. Are cuvântul prefectul județului Maramureș, domnul Sebastian Mihai Lupuț. Preasfințiile voastre, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule primar interimar, stimați participanți, Hristos a înălțat! Dragi maramureșeni, astăzi, la 40 de zile după învierea Domnului Iisus Hristos, sărbătorim înălțarea la cer a Mântuitorului. Această zi a fost aleasă drept cel mai potrivit moment de cinstire a eroilor neamului românesc, fiind declarată Sărbătoare Națională a Poporului Român. Este o zi a sobrietății, o zi a recunoștinței, o zi în care medităm la destinul nostru istoric, dar și o zi în care ne reevaluăm atitudinea față de propria țară, față de conaționalii noștri, față de noi înșine. În semn de recunoștință pentru sacrificiul acestor sute de mii de ostași căzuți la datorie, în timpul primului război mondial, tratatul de la Versailles, semnat de fostele țări beligerante, în 1919, prevedea, printre altele, obligativitatea întreținerii mormântelor ostașilor îngropați pe teritoriile statelor respective, precum și a operelor comemorative de război dedicate acestora. În România, țară care a pierdut în prima mare conflagrație a secolului 20 peste 1 milion de militari și civili, concretizarea prevederilor actului de la Versailles s-a făcut prin decretul de lege numărul 1693 din 4 mai 1920, care a stabilit ca ziua eroilor să fie sărbătorită cu prilejul zilei înălțării Domnului Iisus Hristos, dată decretată Sărbătoare Națională a Poporului Român. Țara noastră a devenit astfel primul stat care a asimilat pe eroii străini celor naționali. Ca urmare a conjuncturilor politice, prin decretul numărul 71 din 1948, sărbătoarea eroilor a fost stabilită pe data de 9 mai, abrogându-se prevederile anterioare decretului numărul 117 din 1975 privind regimul mormintelor și operelor comemorative, prin care a menținut reglementarea care prevedea că la data de 9 mai să fie considerată ziua eroilor, sărbătorindu-se cu prilejul zilei independenței de stat a României și a victoriei asupra fascismului. După 1990, ca urmare a demersului Ministerului Apărării Naționale, ziua eroilor nu s-a mai sărbătorit la 9 mai, ci de ziua înălțării Domnului. La 2 mai 1995, Parlamentul României a adoptat o lege conform căreia ziua înălțării Domnului a fost declarată ziua eroilor, pentru a omagea jertfa celor căzuți în luptă pentru libertatea și independența poporului român. Legea din 2003, privind regimul monumentelor și operelor comemorative de război, a proclamat sărbătoarea înălțării Domnului drept sărbătoarea națională a poporului român. În acest moment țin să aduc mulțumiri eroilor noștri încă în viață, veteranilor de război și foști deținuți politici. Poate că ei nu simt zi de zi că le prețuim sacrificiile așa cum ar trebui, dar măcar în această zi de sărbătoare națională trebuie să ne amintim faptele lor care au țesut istoria noastră recentă. Veteranii de război și foștii deținuți politici sunt eroii de lângă noi, sunt cei de la care ar trebui să învățăm ce înseamnă cu adevărat patriotismul. Ei au scăpat cu viață din încercările prin care au trecut și își poartă cicatricele cu demnitate. Dar cei mai mulți eroi ai neamului nu au avut această șansă. Ei au plătit cu viața crezul într-un ideal. Pentru aceștia vă rog să păstrăm un moment de reculegere. Dumnezeu să-i odinească pe eroii neamului românesc. Cuvântul primarul interimar al municipiului Baia Mare, domnul Ișvan Ludeșer. Preasfințiile voastre, domnule prefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, distinsă și onorată asistență. Sunt semnificative în istorie faptele săvârșite pentru ideea de libertate, ordine morală, conservarea tradițiilor de către eroii neamului care își dorm somnul de veci în cimitire știute sau neștiute, în țară și în străinătate. Cu o
consider o datorie de onoare și de conștiință a fiecărui băimărean, care beneficiază astăzi de valorile democrației, de a comemora și a așeza o floare la monumente, troițe sau morminte, în memoria celor care s-au sacrificat pentru ca noi să trăim în liniște și pace, să ne putem bucura de o viață demnă alături de familie, copii și nepoți. Cinstind memoria eroilor, martirilor băimăreni și maramureșeni, cinstim de fapt comunitatea, localitatea în care ne-am născut, județul, țara, ne respectăm pe noi, dar și pe cei cu care conviețuim într-o lume și societate civilizată. Demnitatea, credința și onoarea de care au dat dovadă eroii neamului trebuie să constituie pentru noi și generațiile următoare exemple civice și modele de urmat, datorită mesajului lor de iubire de oameni, de comunitate, de țară și încredere în Dumnezeu. Depunem așadar astăzi, de ziua eroilor, coroane, gerbe și buchete de flori la monumente, morminte sau cimitire comemorative pentru a ne cinsti așa cum se cuvine și cum se creștinește eroii noștri. Ceas comemorativ adresez văduvelor, rudelor și urmașilor eroilor băimăreni și maramureșeni, urări de sănătate, viață îndelungată, alinare sufletească și îi asigur de respectul și de întreaga mea considerație. Dumnezeu să îi odihnească în pace! Naționale, se pregătesc reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul Județean de Poliție Maramureș, Inspectoratul de Jandarmi de Viteazul Maramureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gheorghe Pop de Băsești Maramureș, Asociația Veteranilor de Război Bogdan Vodă Maramureș și Asociația 22 Decembrie. Se pregătește Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne și Viteazul. Doamnelor și domnilor, emisiunea Actualitatea Maramedia i-a sfârșit. Eu vă invit să rămâneți în continuare cu programele TV Siget și vă doresc să aveți o seară cât mai frumoasă.